Iar acesta este primul club pe care voiam să vi-l arăt, se numește Foreigners Club. Și de obicei, ce e foarte interesant de văzut aici, băie, că oamenii ăștia trăiesc în altă lume, frate, mi se pare ireal. Deci au locuri în care au voie să intre doar coreenii și nu au voie străinii, iar aici, în astea, nu au voie să intre coreenii și au voie să intre numai străinii. Ciudat rău. Un video pe care nu aveam de gând să-l fac, pentru că am zis, băi, mă relaxez și-o puțin înainte de a pleca pe Jeju Island, doar că am ajuns într-un loc care arată diferit, care cumva, nu că mi-a trecut așteptările, că nu aveam neapărat niște așteptări, eu vă povestesc. Ok, deci acum mă aflu în Okpo 2, undeva la vreo 40 sau 50 de kilometri față de Busan, pentru că acum câteva zile, fiind în Busan, s-au întâmplat niște chestii interesante. Mi-am luat niște meciuri pe Tinder cu rusoaice și cu ucrainiene care erau în zona asta. Toate scriau undeva, la toate scriau undeva, băi, 30 de kilometri, 40 de kilometri. Și am vorbit cu una care mi se părea super drăguță, fata arăta bine, am discutat nițe și băi, da, unde ești, în ce zonă? Și mi-a spus, băi, în Okpo 2 sau Okpo Dong sau cum îi spune. Și am zis, bă, haide că vin și eu aici. Am venit aseară, m-am cazat, am ieșit niște cluburi pe aici și acum de dimineață am fost să mănânc. Și după ce am mâncat, am făcut dreapta cumva în partea aia mâncat, am făcut așa, dreapta, băi, și am ajuns în locul acesta. M-am așezat pe o piatră acolo jos undeva și am început să citesc lucruri despre această zonă și atunci am aflat eu niște chestii extrem, extrem de interesante. Cum vă spuneam, Okpo Dong, aici sunt cele mai mari uzine de U. Nu știam chestia asta. Mi s-a părut ciudat faptul că prețurile de aici, la cazări, prețurile de la cazări, în mod normal, sunt un indicativ foarte, foarte, foarte bun al cost of living-ului din locul respectiv. Și când am văzut că, o să vă arăt imediat apartamentul, așa, când am văzut prețurile pe care le-au ăștia, am zis, bă, ce dracu, frate, este un loc departe, n-am auzit de el în viața mea, nici n-apare la top things to visit in South Korea, nimic, ce se întâmplă aici? Și pe urmă mi-a fost mie clar, deci acum suntem exact în port și vedeți dita mai măgăoaie acolo din față. Liquid natural gas înseamnă aia, nu? Ăla e gaz petrol lichefiat, dacă nu mă știu, nu? Da. Deci astea sunt uzinele, șantierul naval de U, în care lucrează extraordinar de mulți străini, ingineri, de peste tot, din America, din Norvegia, deci de oriunde vă imaginați și nu vă imaginați. Mamă, mi-era frică să nu cumva să cad aici. Și pentru că acești oameni vin aici, acești oameni au niște joburi bune și sunt plătiți foarte bine. Și pentru că sunt plătiți foarte bine, evident că au bani. Și dacă au bani, ei când vin aici, trebuie să stea aici, în oraș. Și de aceea prețurile din oraș sunt scalate cumva la puterea de cumpărare a oamenilor care vizitează orașul sau care vine aici în oraș. Ceea ce înseamnă că, deși locul nu este turistic și deși nu sunt mulți turiști aici, repet, din ceea ce am citit eu, din ceea ce am observat eu, din ceea ce am văzut eu, totuși sunt mulți străini. Străini care au venit pur și simplu pentru faptul nu care au venit, nu care stau aici, care pur și simplu au venit în interes de serviciu și stau câteva zile sau o săptămână sau luni de zile dacă lucrează în șantierul naval. Și atunci prețurile la tot sunt extrem, extrem de mari. Eu deja am luat acum breakfast-ul la un loc foarte mișto pe care o să vă arăt puțin mai încolo în video, pentru că nu o să mă dau acum să mai mănânc cu o dată, dar o să ne plimbăm, să dăm o tură aici, astfel încât să vedeți și voi cum se prezintă un oraș în care, la fel, super uimitor, o grămadă de lume vorbește limba engleză. Cred că cea mai bună engleză pe care am întâlnit-o de când călătoresc în Coreea de Sud nu a fost în Seul, nu, în niciun caz în Busan. Băi, a fost aici! Și știți cât de penibil e că eu mă duc la oamenii ăștia și încerc așa cumva să le vorbesc engleză stâlcit, astfel încât să vorbesc încet sau rar ca să înțeleagă
Mamă, și mai eu cu engleză din aia cu accent, super forță oamenii și e sub. Deci oriunde am fost aici, oriunde am fost, mi-a ceva de mâncare, hai să facem dreapta și să mergem în partea aia. Ok. Acum, ce se întâmplă? Că am zis de faza cu rusoace. Deci mi-am luat meci cu niște rusoaice, cu două ucrainiene, că sunt în locul ăsta, că lucrez aici, că nu știu, zic, ce dracu mă lucrează aici, ce dracu... Dar ce caut aici? De ce nu sunt în Busan? De ce nu sunt în altă parte? Ce fac ele aici? Și când am ajuns ieri, am vorbit cu oameni, și am dat, bă, ce faci? Ne vedem, ieșim? Și făcea, păi da, dar mai pe seară, pentru că eu sunt la muncă acum. Era ora, nu știu, 9:30, 10. Și zic eu, la muncă, ce pula, ce pana mea muncă? Ce faci la muncă? Ce muncă? A, păi într-un club aici. Și pe urmă mi-a picat mie fisa, frate. Deci pe urmă mi-a picat mie fisa, pentru că nu mă așteptam la treaba asta. Și acum trebuie să vă și explic puțin ce se întâmplă. În cea mai mare parte, în momentul în care călătorești prin lume, în momentul în care vii în Asia, vei vedea că aici, marea majoritate a persoanelor care lucrează în industria entertainmentului, fie vorba owner de club, oameni care au baruri și așa mai departe, sunt ruși, cei mai mulți. Că vorbim de Vietnam, că vorbim de Hong Kong, că vorbim de... Bine, Hong Kong, evident, sunt și foarte mulți, adică mai multe de business-uri sunt deținute de chinezi, dar mă refer la oamenii care nu sunt de naționalitatea țării despre care, despre care vorbim. Scrie acolo ceva DSMEDU, nu știu ce... Da, deci acolo este, ăsta este șantierul naval. Așa, deci foarte multe dintre aceste... Cum să le zicem, nu? Industrie. În industria entertainmentului sunt extrem, extrem, extrem de mulți ruși care lucrează. Chestii care se revede în toate păturile managementului unui business de nightlife entertainment. De la barman până la owner, până la fetele care dansează și până la prostituție. Hai că am schimbat puțin. Voiam să mergem în partea, dar hai să mergem încolo, să vedem cât putem până la Bartai Barca asta. Așa. Și deci când vei merge pe aici prin Asia, vei vedea, băi, sunt o grămadă de tipe din Ucraina, din Rusia, eu sunt obișnuit, din Vietnam, sunt orașe întregi în Vietnam în care limba oficială, adică nu găsești engleză, găsești persoane ce vorbesc rusă și vietnameză la restaurante, în cea mai mare parte restaurante au meniurile în rusă și vietnameză, chestii care se întâmplă și aici. Și mie mi se pare extrem, extrem interesant și de aceea am zis, bă, haideți să fac acest video, astfel încât să văd cum se prezintă un loc, de loc turistic, unde prostituția este în floare. Deci o să plecăm după asta, după ce termin cu tura asta pe aici, mergem către apartamentul meu și în drum spre apartament o să vă arăt niște cluburi. Pot să filmez acum dimineața, pentru că seara oamenii sunt foarte sensibili când vine vorba de filmat aceste establishment-uri și... Nu vreau să mă bag în probleme. Mamă, cât de mișto poate să fie vasul ăsta, frate, cât de calume arată. Mă fascinează. Sunt absolut fascinat. Iar în față, vedeți stânca aia acolo? A, uite mă, e un, bă, stați că e un hike până acolo pe care putem să-l facem. Adică puteți să ne plimbăm puțin pe acolo. Da, 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 hai că mergem. Să vedem, să avem cel mai mișto view. Vedeți? Uitați acolo în față. Ăla e. Nu-l vedeam dacă venim aici. Hai să mergem acolo. Nu știu exact. Uite aici. The United States of America. Pam, pam. Ia uite-l pe ăsta. United Kingdom. Pam, pam. Asta ce e, mă? Netherlands. A, nu, Thailand. Doamne, ce ratat sunt, frate. Și că Netherlands. Ce prost. Thailand, uite, Franța. Ia, frate, ce steag e ăsta, mă? A, nu e steag. Mă, credeam că... L-am văzut aici pe Daily Sugar și credeam că e România. Așa. De Malaysia. Hai că avem de mers în față. Și cum o să facem... Asta e Cambodgia, ce să fie, nu? Cambodgia. Mergem în față și dreapta, uite, și Australia.
Băi, deci cât îmi place că au ajuns telefoanele la nivelul ăsta la care dacă ai lumină bună, cum e acum, și nu trebuie să fii stresat că e expunerea nașpa sau că se vede, că exposure nașpa și că se vede imaginea dubios, frate, filmezi, e super ușor de filmat, deci... A, uite, bă! Uite și Russian Federation aici. Mamă, dar sunt toate ăla din față. Mamă, frate, ce stea ghela să mor dacă știu de Jamaica acolo? De ăsta, nu știu, Argentina să fie asta? Mamă, deci eu sunt, chiar dacă am fost și am vizitat un miliard de țări, să știți că sunt praf când vine vorba de... de steaguri, nu sunt deloc, ia mă. Nu, e frate, Doamne, Argentina, auzi, Grecia, frate, dar poate găsesc. Ia uite, bă, am găsit și România, sunteți nebun la cap? Ia uite ce frumos. România. Nu o să tai asta, că nu mi-am dat seama că stai bine, l-am văzut din spate, dacă îl vedeam așa o curcea, poate îmi dădeam seama. Ia uite cât de mișto, Romania, bă, Canada, Africa de Sud, frumos. Așa, acum începem acest hike. Și în caz că nu știați, astea sunt... Mamă, deci asta e ceva ireal. Sunt aspiratoare, frate. Ah. Sunt aspiratoare, frate, pentru a-ți curăța pantofii după ce vii de pe hike. Ireal așa ceva. Absolut ireal. Bă, da, stați că nu știu dacă pe aici trebuie să iau, cred că da, pe aici și dreapta. Așa, deci ce vă spuneam, de faza cu telefonul, frate, că mi se pare super tare, că poți să filmezi pe oriunde, poți să... și extrem de ușor. Bine, să nu mă murdăresc acum. Da, și ai imaginea bună, o imagine curată, fără probleme. Au... Poate în câțiva ani de zile, 2, 3, 4 ani de zile, nici măcar nu o să mai avem nevoie de camere, pentru că încă diferența e majoră, adică dacă nu ai lumină bună, s-a dus dracu telefonul, poți să, nu, adică nu poți să filmi, nu mi se pare că e imagine pe care poți să o pui. Evident, e ok să postezi și cu telefonul dacă l-ai la tine și se întâmplă ceva pe stradă noaptea și tragi 3-4 cadri, dar otherwise, nu. E mișto că, să știți, dacă veneam aici ieri sau mâine și era soare din ala puternic și nu mă simțeam bine, nu cred că filmam, pentru că am asta cu filmatul de multe ori vine strict din vibe-ul pe care l-am. Că pot să găsesc un loc genial, am văzut multe locuri geniale în care nu am filmat, pentru că e cald, n-am chef, mi-e lene, mă duc acasă, mă uit pe Netflix. Azi nu filmă nimic. E, și uite, acum am ajuns la vantage point-ul de care vă ziceam înainte. A, dar ăsta e Tita mai hike-ul, bă, băiatule, bă. Bă, sunteți nebuni, uitați-vă și voi cât de mișto, de ce este în jurul insulei toată nebunia asta. Hai să mergem. Mergem cât vedem cu ochii. Și la fel, vreau să observați faptul că nu se află nimeni pe aici. Este o zi de, cred că vineri sau sâmbătă. În altă ordine de idei, sunt super pumped așa pentru Jeju Island, nu vă dați seama, deci mi-am notat chestiile pe care vreau să le văd, lucrurile pe care vreau să le facem acolo, sunt atât de... De-aia am și ales să las Jeju Island ca fiind ultima destinație înainte de a pleca din Coreea, pentru că da, după Jeju am schimbat continentul, pentru că știam că o să fie highlight-ul acestei aventuri și am vrut cumva să epuizez toate subiectele și să terminăm așa, uită fucking bang, și vedem că acel video de acolo o să fie unul lung, unul foarte, 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 foarte lung. Intenționez să-l fac de peste o oră, să vedem, uite aici, Singapore e în partea aia, 4528 de kilometri, cel mai aproape de noi ce e? Parisul. La 9300 de kilometri. E mișto rău că pot să văd vapoarele astea, navele astea și din alt unghi. Dar ce mi-e frică? Mi-e frică puțin de ploaie, pentru că ăștia au anunțat că astăzi o să plouă toată ziua și de adevăr a plouat de dimineață destul de mult.
când am prins eu window-ul ăsta, e un window de aproximativ o oră, două, atunci am zis, bă, haide să ieșim puțin. Dar acum ne îndreptăm către oraș, către centrul orașului, mergem către apartament și o să vă arăt locul acela și o să vă și prezint cluburile cu prostituate rusoaice și ucrainiene, probabil și moldoveni, poate sunt și românce din nordul țării, cine știe ce e acolo. Așa, cred că undeva la vreun kilometru jumate față de zona asta. Băi, sigur o să ziceți că sunt nebun, dar eu am o fascinație din asta excepțională. Sunt așa excitat la maxim când văd, bine, aici e mizerie, nu mai există mizeria, excitat la maxim când văd porturi și ambarcațiuni. Mi se pare așa că orice oraș care are ieșire la un port, care are ieșire la mare și evident un port, mi se pare că are un vibe aparte. Și uitați, de exemplu, ăla este I Love Motel. Iar la ăștia, de fiecare dată când vezi un motel și dacă ieși cuvântul Love, deci dacă au cuvântul Love plus cuvântul Motel în titlu, lucrurile sunt clare. De obicei, astea sunt locuri în care te duci cu iubita sau, evident, cu iubita pe care o plătești. Care, pe urmă, tot iubita, nu chiar dacă o plătești. Să fim corecți. L-ați văzut pe fetele pe care am trecut și mai sunt și aici în față. Asta e camera. Asta mă enervează la telefon, tot timpul trebuie să am grijă ca camera să fie, să fie curată. Astea sunt costumele, deci toți oamenii pe care i-am văzut pe aici, frate, mai ales la ore de genul ăsta, sunt oameni cu costumele astea, care lucrează în acest loc de aici. Inițial nu aveam de gând să o iau prin partea asta, dar am văzut ceva mișto acolo în față, o barcă. Mamă, deci asta arată instrument de tortură, frate, să mor eu. Așa, uitați frumos cum au ieșit oamenii. O să trecem puțin pe lângă ei să filmăm. Cum au ieșit oamenii de aici, din clădirea asta. Bine, clădirile astea, că sunt mai multe. Ia să vedem ce e chestia aia de acolo, din spate, aia roșie. Uite, au ieșit, stau la o cafeluță, să vorbesc, discută. Și... Ia uite și pe asta ce bine arată. Mi-a arătat bine de la spate, că la față n-a... Uite, my favorite coffee. Mamă, cât de mișto poate să fie pe aici. Uite, vedeți cum se întâmplă? Că eu nu aveam de gând să filmez. Și pentru că am luat decizia de a filma, am început să găsesc lucruri drăguțe. Cât de calume e clădirea asta. Ia uite și acolo un pod în față. Asta e o barcă. Cred că e închisă, sau un restaurant, nici nu-mi dau seama ce este. Evident că nu scrie în engleză, zice că e închis între... Deci eu nu știu ce este. Păi hai să așteptăm, că mai sunt undeva la vreo 12 minute până la ora 1, că acolo scrie între 12 și 1, cred că asta înseamnă că e închis. Și să băgăm o cafeluță până atunci. Mamă, ce drăguț e aici, știți cât îmi place? Băi, deci vă spun, îmi plac atât de mult coreenii, nu interacționez eu foarte mult cu ei, că nu prea e cum, dar sunt extrem de cool. Deci scrie aici coffee, no coffee. Asta este să evident că scrie doar în coreană, dar nu e nimic. Hello! Nu știu dacă ați auzit cum vorbea tipa, dar o engleză super, super mișto. Bă, în acest video e tare că aveți și șansa să vedeți cam ce fac eu în multele zile în care nu filmez nimic, frate. Pur și simplu oară, mă duc la cafenele, mănânc, mă plimb. Asta fac. Gata, mi-a venit cafeluța și cred că între timp au trecut pe aici 100.000 de oameni, frate, deci e haos în locul ăsta. Și evident că aici cost of, quality of life-ul este mult, mult ridicat față de alte locuri necunoscute pe care le-am vizitat până acum. Cafeaua asta a fost undeva la 3 dolari jumate și văd că s-a și deschis acolo muzeul ăla sau ce dracu, dar evident că stăm și noi aici, ne bem cafeluța și pe om mergem să vedem. Bă, cât de fericit sunt că am luat decizia să o filmez, deci nu vă dați seama. Adică eu nu știu cât vă plac vlog-clipurile astea pe care le fac așa on the spur of the moment. S-a bine spus in the spur of the moment. Dar mie îmi plac mult de tot, adică astea așa foarte naturale, originale. Nu originale, naturale.
Băi, gata, că se strică vremea și nu vreau să rămân blocat pe aici pe undeva. Am pățit de o grămadă de ori în Coreea să ies afară, frate, și să plouă. Și să, ce să fac? Să vreau să stau, nu știu, două ori într-un restaurant sau ceva de genul ăsta până se termină ploaia. Nu se vedem, frate. Acum e deschis? Da, mai e deschis. Nu se vedem ce chestia asta, frate. Ai un vapor, mă. E the inside. Eu nu știu că e cu intrare, dacă trebuie să plătești ceva, habar n-am, n-am nicio mai vagă idee. Să mor eu. Și când ar fi cu intrare, că doamna asta nu mi-a zis nimic. Ia uite cât de tare. Băi, deci nu vă dați seama cât de fericit sunt că am venit să văd locul ăsta. Îmi place mult, mult, mult de tot. Deci o pușcă. Vedem că e prinsă cu sforă ca să nu pun eu mâna pe ea. Mi-am făcut combinație. Da, drăguță treaba asta așa în mijlocul parcului. Iar acesta este primul club pe care voiam să vi-l arăt. Se numește Foreigners Club. Și de obicei, ce foarte interesant de văzut aici. Băi, e ca oamenii ăștia trăiesc în altă lume, frate, mi se pare ireal. Deci au locuri în care au voie să intre doar coreenii și nu au voie străinii, iar aici, în astea, nu au voie să intre coreenii și au voie să intre numai străinii. Ciudat rău. Uite, ăsta este un alt loc aici în față, se numește Shampoo. L-am văzut aseară. Se încălumea blocurile alea acolo din față. Am vrut să caut cazare acolo, doar că nu am găsit. Și uitați, aici este încă un loc, se numește Cooper's Western Pub. Aici, uite, încă unul, Foreigners Club. Dar nici nu arată club, adică e o intrare și până te duci cumva la etajul, cum îi zice, la etajul 2. Uite, încă unul acolo, Western Pub, Foreigner Pub, în partea aia. Bă, și nu vă gândiți acum că locurile astea sunt niște, ce sunt niște maghernițe în poana mea din punctul meu de vedere. Mie așa mi se pare. Iar ăsta este cel mai cunoscut loc, Disco Night and Bar. Vedeți și voi cum scrie aici. Welcome to Foreigners. Welcome. Tare, nu? Mai e încă unul pe partea cealaltă. Și gândiți-vă, așa îți dai seama de cât de mulți Foreigners sunt aici, frate, dacă au atât de multe cluburi în care nu au voie decât străinii. Ia, uite-l și pe ăsta, de exemplu. Asta arată mai decent, dar n-am intrat, să-ți treacă mașina asta. Aici n-ai cum să respecti regulile, frate. Dacă respecti regulile de circulație, e nebune și nu treci niciodată. Deci au ăștia un stil, durează, uite ăsta, Black Gold, la fel. Uitați aici, Ibiza, Ibiza Foreigners Club, uite, vezi aici, frumos. Ibiza. La fel intri, uite, Live Western Pub. Încă unul. Ei, ideea este, ia uite, încă unul acolo. Cowboy. Faza e că toate locurile astea au și niște prețuri mult mai mult mai ridicate. Vă rog frumos să observați străzile, cât de micuțe și cât de drăguțe pot să fie. Acum mergem către casă, astfel încât să vă arăt apartamentul în care stau. Deci să mergem înainte, facem stânga și am ajuns în clădirea în care mi-am luat apartamentul pentru 4 nopți. Și acum am ajuns la clădirea în care stau, se numește World Villa 3. Trebuie să spun că mai sunt, trebuie să fie și World Villa 1 și World Villa 2. Pam, pam. E foarte mișto locul, destul de scump, o să vă zic imediat prețul. Ce e mișto este că exact aici la parter, acolo e o cafenea excepțională. Merge la etajul 5. Pam, pam. Ok, hai să se aprinde și lumina. S-a aprins lumina. Hai să prind lumina și aici. Hai, mă, așa. Evident, fără cheie, cu cod, trebuie să ne descălțăm. Și acum sper să nu vă speriați de starea în care se află apartamentul meu.
am ajuns ieri și nu am făcut deloc curățenie, că mi-am aruncat lucrurile și pur și simplu nu le-am strâns pentru că am foarte mult spațiu și am zis, mă bucur de acest spațiu. Deci da, aici este un Vita My Living-ul, mare, mare de tot, prosopul pe, pe televizor, ca de obicei. Aici este o bucătărie cu blat și cu o masă care se scoate așa. Funny. Aici avem baia curată, apă caldă. Evident, băi, am dormitor, nici în dormitor n-am făcut cine știe ce curățenie. Ăsta este dormitorul. Foarte, foarte comod pe mine, ce mâi... evident, cu boiler și cu instrucțiunile de folosire. Pe mine ce mă interesează foarte mult, să am apă caldă și evident să am internetul bun. Internetul am undeva la 200 cu 200. Acest loc, să mă dau mai în spate ca să prezvă dacă totul, mă costă vreo 48 de dolari. Deci pe ăsta dau 48 de dolari pe seară. Bine, acum nu știu de ce spun eu că e mult, că nu e mult. Mi se pare un preț normal, sunt în zona centrală, am o grămadă de restaurante, o grămadă de lucruri foarte interesante pe aici, pe lângă casă, zici, da. Nu, e un preț bun, e un preț decent. Ok, da, ăsta a fost clipul. Un clip așa făcut super rapid, filmat ușor, dar pe de altă parte mă bucur că am luat decizia să filmez, pentru că era păcat să nu vedeți locul ăsta și să nu vă spun povestea din spatele lui. Da, următorul clip vine din Jeju, sper, așa am spus și clipul de dinainte ăstuia, dar după cum puteți vedea deciziile pe care le-au astea așa all over the place. Nu uitați că vă iubesc! La revedere!